Am revenit la știri. Doi tineri din Israel au petrecut o zi de poveste alături de 20 de câini husky în Harghita. Surpriza este că bărbatul a cerut-o pe prietena sa de soție chiar în vârful munților. Noah și Sami sunt doi tineri israelieni care au venit în România pentru a petrece câteva zile de relaxare. Inspirați de un film din copilărie, au ales special o plimbare cu sania trasă de câini husky. Acesta a fost și momentul în care bărbatul a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, care a răspuns afirmativ. It's the best experience I think I ever had and it's the best place to propose. She said yes. It was a special occasion for us and it's the best place to do it. I will remember it for the rest of my life. Both of us left. În munții Harghitei a nins recent, iar zăpada este perfectă pentru săniuși. Câinii husky abia au așteptat să fugă prin zăpadă, spun proprietarii. E o rasă mai energică, mai dificilă, un pic așa, dar dacă reușești să lucrezi cu ei și dacă reușești să le consumi energia, sunt niște îngeri. Pentru astfel de experiență, un turist trebuie să scoată din buzunar 50 de euro pentru traseul cel mai scurt, care durează o oră și jumătate, și 500 de euro pentru traseul de o zi.